Un cetățean turc a încercat să intre în țară cu peste 27 de kilograme de kihlimbar ascunse în roata de rezervă, în portierele și în bordul mașinii. Bărbatul de 55 de ani a fost oprit în punctul de trecere a frontierei Sculeni, iar în urma unui control amănunțit, polițiștii și lucrătorii vamale au descoperit ascunse mai multe șiraguri de mărgele, presupuse a fi din kihlimbar. Bunurile au fost confiscate și urmează să se stabilească valoarea lor. În plus, șoferul turc a fost amendat cu 5.000 de lei.